Dacia Mioveni se pregătește pentru cel de-al doilea sezon în Liga Florilor și încearcă să alcătuiască un lot care să îi permită menținerea în eșalonul de elită al handbalului feminin românesc. În lot există jucătoare care și-au prelungit contractele, iar altele mai au doar un an de legitimare la Mioveni. Jucătoarele cu contract prelungit sunt Tamara Popovici, Roxana Cârjan, Alexandra Georgescu, Mădălina Toma, Alexandra Banciu, Cristina Boian și Cintia Tomescu. Jucătoarele aflate încă un an sub contract sunt Gianina Nițu, Andreea Preducă și Daria Porohniuc. Acestora li s-au alăturat Silvia Lisevska de la Măgura Cisnădie, Ștefania Lazer de la Rapid București, Irina Ivan de la HCM Zalău, Judith Vizuete de la Universitatea Cluj, Andreea Ivan de la CSM Slatina, Mădălina Ion de la Universitatea Cluj, Andreea Polocoșer de la Gloria Buzău și Raluca Nicolae de la Universitatea Cluj.